Bună dimineața, dragi prieteni! Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Cafeaua de 10. Nu sunt singură! Bună dimineața, colegi! Bună dimineața! Raluca și Costin alături de mine, ca în fiecare dimineață, și alături de voi, dragi prieteni. Nu știu dacă mai aveți astăzi încă o zi liberă, dar oriunde vă aflați și ne urmăriți, nu putem decât să fim bucuroși că avem și azi oameni care sunt alături de noi la cafea. Se anunță a fi o ediție interesantă. Și ieri am avut o zi mai mult decât interesantă, pentru că am sărbătorit la Columna TV Ziua Națională a României. A fost un program intens, am zice noi, și pentru noi, cei care am lucrat dimineața, și pentru cei care au susținut un adevărat maraton ieri după amiază, de la ora 16 până la aproape ora 20. S-a cântat, s-a vorbit foarte frumos și s-a adus așa un omagiu în felul nostru celor care au contribuit la realizarea Marii Uniri, lucru pe care de altfel l-am văzut peste tot în țară, chiar și peste hotare. Ieri au fost manifestări în Târgoviște, la Brăcari, Titu, Pucioasa, în toate orașele județului. Târgoviștea cu mințică, nu? În schimb, vremea foarte frumoasă a făcut ca mai mulți târgovișteni să fie prezenți la aceste manifestări, mai mulți decât în anii precedenți. După ceremonialul de ieri dimineață, care s-a încheiat cu tradiționala paradă militară, a fost un alt moment emoționant realizat tot de militarii garnizoanei Târgoviștei. Aseară, și vorbesc aici despre retragerea cu torțe, s-a parcurs un traseu de pe Bulevardul Independenței până spre Calea Domnească, la Curtea Domnească din Târgoviște, cu un popas în Piața Tricolorului, acolo unde s-a intonat imnul național al României. Un moment emoționant, și noi l-am trăit la fel, pentru că de aici, de la fereastra noastră, s-a văzut foarte bine. Și îi felicităm pe cei care au organizat acțiunea, chiar a fost una de succes. Au participat și de această dată târgovișteni care s-au aliniat și ei coloanei și au însoțit soldații cu făclii până la Curtea Domnească. Acolo s-a mai intonat odată imnul țării. Am stat noi de vorbă și cu domnul comandant al garnizoanei Târgoviștei, prefectul județului Ioan Marinescu, prezent la manifestări. A fost o zi care s-a terminat frumos la Târgoviște și cred că am avut norocul, în primul rând, că vremea a fost una propice desfășurării unor manifestări și nu manifestații de stradă, nu? Cum a fost la Răcari, Costin? Din câte am aflat eu, evenimentul a fost reușit. Toată lumea s-a bucurat, în special de ultima parte, acel concert de operă. Foarte frumos a fost. Cred că vom reuși să montăm și noi materialul pe care l-a realizat colegul nostru Nicolae Stoica la Răcari. Într-adevăr, concertul unde au participat nume sonore, soliști de la Opera Română, au mai fost prezenți și în alți ani la Răcari. Iată că au venit și anul acesta. Dintre ei, pe cine ar trebui să amintim, Costin? Ștefan Ignat. Da, prim solist al operei române, Ștefan Ignat, Liviu Indicău, Renata Vari. Iată nume pe care rar le vedem în județul nostru și uite că le vedem la Răcari. Noi am filmat acolo și sper să reușim în emisiunea Un strop de cultură de la Columna TV să vă redăm parte din această manifestare, pentru că este una unică în felul ei. Au cântat și în duet, oricum muzica live este unică, nu se mai poate să o mai auzim altă dată la fel la fel. Asta s-a întâmplat la Răcari, a mai fost un alt moment pe care l-am văzut primit foarte frumos pe rețelele de socializare și aici mă gândesc la Marșul Tricolorului, acele fotografii cu tricolorul imens, cu drapelul imens purtat de tinerii răcăreni pe străzile orașului, au făcut înconjurul lumii, am zice, și a fost foarte bine primită acțiunea pentru a doua oară când se organizează la Răcari, din câte mi-amintesc. Pentru a treia oară, am pierdut noi primul an.
Da, un eveniment frumos care le-a plăcut oamenilor, pentru că i-am văzut foarte încântați, atâtea felicitări și atâtea cuvinte de laudă. Da, frumos, un drapel uriaș, nu de cât are, 50 de metri? Sau cât? Din ce știu eu, 100 de metri. 100 de metri? Da. 100 de metri, un drapel purtat de tineri pe străzile orașului. A fost și fanfara la Răcari, care a însoțit coloana, care la fel a făcut un fel de marș prin oraș, și a fost organizat și un simpozion la Liceul Teoretic Ion Ghica, în sala de festivități, acolo unde organizați voi cam toate întâlnirile de genul acesta, conferințe și alte, nu? Evenimente. Da. Tu ai lipsit anul ăsta. Nu-i probleme. Dar cred că nu ți-a părut rău să rămâi în Târgoviște. Și aici au fost momente, în ciuda faptului că noi ieri am muncit așa, la foc continuu, dar n-am simțit neapărat asta, pentru că atunci când îți place ce faci, nu mai simți așa neapărat ca o muncă. A fost frumos și la Târgoviște, nu? A fost foarte frumos și la Târgoviște. Da. Mie mi-a plăcut. Cam atât despre ziua de ieri. A mai fost un alt moment interesant în orașul Titu, pe care n-am reușit să-l bifăm, din păcate. A fost vizita alteței sale, principesa Margareta, o vizită scurtă de doar 12 minute în gara din Titu, acolo unde a poposit trenul regal, un circuit care a cuprins mai multe orașe și care, iată, a ținut cont și de acest orășel din județul nostru. De altfel, gara din Titu este un loc unde multe trenuri veneau, multe trenuri plecau și se mai întâmplă lucrul ăsta și azi. Da, un eveniment interesant și acesta, legat tot de Ziua Națională a României. Dincolo de asta, au mai fost la Găiești iarăși organizate manifestări și acolo s-a încheiat totul cu o paradă cu retragere cu torțe și cu un spectacol organizat la Casa de Cultură din orașul Găiești, cântece patriotice, folclor românesc și altele de acest fel. Bun, păi cam asta despre evenimentele care au avut loc ieri. Avem însă o săptămână plină, pentru că sunt și alte evenimente programate zilele acestea. Raluca, nu știu ce avem în plan cultural, dacă ar fi ceva, da, este, cam anunțat și în zilele trecute, te las pe tine să spui. Păi, în afară de programul obișnuit de la Teatrul Bolandra, avem astăzi la Muzeul de Istorie, începem cu ora 11, dar nu știu exact despre ce e vorba. Un eveniment acolo și mai avem... Astăzi și mâine, de la ora 11. Mâine avem, exact. Dezbateri culturale, conferințe, dar nu știu exact tot tema. La muzeu, exact. Sunt cele de astăzi. Da. Și astăzi și mâine, doar nu știu tema precis. Vom afla noi, cu siguranță, mai târziu. Vor fi prezenți colegii noștri acolo, ca de obicei, pentru că măcar de la evenimentele culturale să nu lipsim, ne mai îmbogățim și noi, spiritual vorbind. Mâine mai este programat un eveniment la Amfiteatrul Universității Valahia. Da, exact. Este vorba de o conferință susținută de domnul Sergiu Musteață, care vine din Republica Moldova, pentru a-și lansa o carte aici la noi, o carte despre cetatea Soroca și totodată pentru a susține o conferință legată de acest subiect. Vom avea și noi onoarea să-l avem invitat în emisiune pe domnul Sergiu Musteață săptămâna aceasta. Încă nu am stabilit când și cum vom face cu timpul, dar cu siguranță o să vă arătăm și voi celor de acasă. O să vă arătăm un om frumos, minunat din toate punctele de vedere și care, iată, vine cu surpriza aceasta la noi. Acum, după Ziua Națională, după ce am tot discutat despre unire, despre frații de peste Prut, am avut și noi oaspeți de acolo, din Basarabia, aici la noi, la manifestări, vom discuta și cu acest om de cultură care vine de acolo. Am observat din informațiile de pe rețelele de socializare că și o delegație a primăriei municipiului Târgoviște a fost prezentă la Alba Iulia cu ocazia Marii Uniri, acolo unde au fost și în acest an, a fost acel moment cu solii
care cred că este o tradiție acolo. Și anul acesta, doi actori care au mers cu solia de la Târgoviște, e vorba despre Ilie Ghergu și Sebastian Pălășoiu. Sper să îi putem avea în curând la o cafea de 10 să mai povestim cu ei. Ne-au reprezentat foarte frumos, ne pare rău că n-am putut fi și noi acolo. Îmi propun ca până în 2018, când se împlinesc cei 100 de ani de la Marea Unire, să reușesc să bifez o zi de 1 decembrie la Alba Iulia. Poate să reușim cu toții, poate să avem o emisiune acolo, în direct, tot ce se poate. Nu? Foarte interesant. Chiar din piața de acolo. Da. Da, păi cred că Târgoviștea se pregătește și ea de sărbătoare. Am văzut că pe platoul din piața Tricolorului se montează acel brad care a tot iscat controverse. De ce în fiecare dată, în preajma sărbătorilor, trebuie să avem noi iarăși tot felul de discuții legate de ce se face sau ce nu se face. Anul acesta nu mai avem un brad natural la Târgoviște. Este un brad artificial, mă rog, o să-l vedem noi mai încolo când va fi montat. E destul de complicată situația cu el și spun asta pentru că au venit mașini de dimineață să descalce componentele din bradul acesta. Îl vom vedea mai târziu. Important este că se simte aerul acesta de sărbătoare și la noi. Există o parte pozitivă și una negativă în ceea ce privește bradul artificial și bradul natural. Trebuie să ținem cont și de asta. Exact. Ne gândim că am mai salvat un brad de la tăiere. Ne putem gândi așa. Un brad care ne mulțumește acum. Dar... Și vreau să vă zic că și în anii trecuți, când erau brazi naturali, nu erau nici aceia wow, adică erau trei crenguțe pe un băț, nu știu cum să vă spun. Și erau naturali și costau foarte mult și lăsați așa, mai încercăm și noi ceva mai nou. E adevărat că și în Sibiu, spre exemplu, unde se montează un întreg orășel luminat, tot apare undeva într-un colț și un brad natural. Da, au și brazi în aceștia, dar au și unul natural acolo într-un colț. Acum, na, după posibilități la fiecare, că la noi bugetul e mai mic, ați văzut ce spunea și domnul primar, și nu este cazul să risipim bani pe astfel de lucruri când avem lipsuri prin alte domenii și vedem cu toții. Despre asta cred că o să mai apucăm să discutăm. S-ar putea ca pe data de 6 decembrie sau poate duminică să asistăm cu toții la aprinderea luminilor de Crăciun, moment pe care vi-l promit să-l transmitem în direct noi, Columna TV. Așa că o să vă ținem la curent, pentru că în fiecare an a fost așa o emoție legată de momentul acesta. Am văzut că târgoviștenii și-au făcut un obicei din a veni și a participa la marele moment în care se aprind luminile, așa că astăzi o să vă ajutăm și noi, astăzi, anul acesta, o să vă ajutăm și noi să vedeți cam cum se întâmplă. O să împodobim și noi brad, nu? În emisiune? Și va trebui să împodobim și noi bradul până luni, când vine Moș Nicolae. Luni vine? Luni nu vine, nu circulă mașină. Dar tu ești rudă cu Moș Nicolae, chiar am vrut să te întreb. De asta spuneam, că nu vine Moșul luni. Nu vine luni? Nu, nu circulă mașina luni. Păi Moș Nicolae nu vine cu mașina. Da, ce vine? El vine cu... 7 decembrie. El se face nevăzut. Păi tocmai, se face nevăzut. El se face nevăzut și pentru că nu a fost văzut niciodată, nimeni nu poate să spună cu ce vine sau cu ce pleacă. Eu l-am văzut, doar suntem rude. Sunteți rude? Da, suntem rude. Deci Nicolae, da, este rudă cu Nicolae, moșul. Moșul ești tânărul, este foarte ocupat. Tu ești tânărul Nicolae. Eu am timp să învăț, pot să-l înlocuiesc. Dar știi că bunicii noștri la țară nu spun Moș Nicolae, spun Moș Nicolae. Da, ai dreptate tu. Cred că, uite, s-a păstrat în numele tău de familie, Costin, o formă din asta, aproape un regionalist. Ei vin dintr-un care neam de numelui? Oamenii darnici, povestea, nu? Numelui pe care ne-am prezentat-o la Durău. Nu am fost de față, nu știu. Ce frumos aș fi putut să prezint povestea numelui la Costin. Este rudă cu Moș Nicolae, doar că îi spunem Niculae și mai ce? Și nimic în plus. Da, știi, nu trebuie de unde să știm vine... nimic despre Moș Nicolae. Care este originea numelui frății Loiu?
De la ce vine, frățilă? Nu știu, știi că eu numele meu de familie. Prin telefon frățilă și te-am lăsat așa și până astăzi. Păi nu, eu sunt frățiloiu. De la ce vine? De la frate. Da? Și frățiloiu era un fel de Big Brother. Ah, frățiloiu. Adică frățila e mai mic decât frățiloiu. Deci frățiloiu, da. E interesantă povestea numelui. Na, la mine ce să vă zic, povestea numelui este puțin cam încurcată. Ar trebui să o cercetez. Și... păi am cercetat-o și m-am dus la unguri. Că se spune că era un... chiar scrisese cineva despre asta și îmi amintesc bine denumirea ei, că era un moș pe care îl chema Gherkă, la fel ca pe mine, într-un sat din Moldova, și care era de fel un ungur, vorbea chiar și ungurește, și că la origine numele lui ar fi fost Gyurko și a derivat până la Gherkă. Dar ce să vă zic, eu sunt româncă până în măduva oaselor. Aș întreba pe... să-mi imaginez așa ceva. Îl poți întreba pe Cristian Mânguță, pictorul prezent cu tablourile la noi în emisiune. El face cercetări de genul acesta și regionale, așa, e pasionat de tot felul de lucruri. Și apropo, uite, de Brad... că nu l-am văzut, pentru că el a fost la Cafea de 10 când eu și Costin eram pe la Durău, dar cred că putem să revedem emisiunea de pe site, la fel ca și voi, dragi prieteni, www.columnatv.ro, locul unde puteți găsi emisiunile pe care le-ați văzut și v-au plăcut sau cele pe care le-ați ratat. Acestea fiind spuse... Și oricum, Cristian ne rămâne partener și colaborator al nostru, al Columnei TV, pentru că are multe de spus și o să mergem cu el la tot felul de evenimente culturale și ne va ajuta cu... diverse puncte de vedere. Și apropo de brazi, există la Chișinău, o să-l întrebăm pe domnul Musteață, există un bal al brazilor. Toată lumea poate participa cu un brad confecționat handmade și cel mai frumos brad este premiat. Sunt deja sculpturi și opere de artă. Deci noi nu avem nicio șansă să participăm. Doar așa, să ne bage și pe noi acolo. Ceilalți, da, ce premiu să luăm noi dacă ceilalți fac opere de artă dintr-un brad. Un eveniment interesant, chiar o să-l întrebăm, vreau să-l întreb și despre ziua vinului, pentru că la ei s-a sărbătorit ziua națională a vinului și chiar atât de mare a fost sărbătoarea că s-au dus și mulți români de-ai noștri acolo, au fost inclusiv din delegație de aici, de la județ. Da. Domnul președinte al Consiliului Județean, trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim. Siguranța ta contează. Star System Security, cu experiență de 10 ani în domeniu, pune la dispoziția dumneavoastră servicii de monitorizare și intervenție rapidă, servicii de pază, protecție și patrulare, servicii speciale de pază și însoțire, servicii speciale VIP, precum și servicii de instalare sisteme de securitate, alarme, supraveghere video și control acces. Agenții Star System Security beneficiază de cea mai bună pregătire și își îndeplinesc cu succes misiunile. Alege siguranța Star System Security. Centrul medical Carol Davila este dotat și amenajat la standarde europene și posedă un personal medical cu înaltă calificare, care să răspundă nevoilor dumneavoastră. Centrul medical Carol Davila a fost desemnat pentru al treilea an consecutiv ca fiind laboratorul privat din județul Dâmbovița cu cea mai performantă aparatură de laborator. S-a deschis și un laborator de analize medicale în incinta Centrului de Sănătate Voinești, iar la jumătatea lunii martie se va inaugura serviciul de optică medicală și oftalmologie în colaborare cu renumita firmă de profil Optica Milano. Să te îmbraci în timp ce intri în direct. Cam așa. Îmi căzuse la valiera cu eșarpă cu tot. Iată că am revenit, dragi prieteni. Suntem tot la Cafeaua de 10, tot cu Minței, tot noi aici în platou. Așteptăm de la ora 11 invitații
pentru ziua de astăzi, cu care vom dezbate evenimente interesante care au avut loc săptămâna trecută în micul nostru orășel și vorbim aici despre zilele bibliotecii Ion Heliade Rădulescu din Târgu Oviște. Dar despre asta ceva mai târziu. Aș vrea să vedem ziua de astăzi, 2 decembrie, dacă ne duce înapoi în timp la momente importante și încărcate așa de semnificație istorică, pentru că ieri a fost o zi încărcată de semnificație istorică pentru noi românii. Să vedem dacă mai avem astăzi ceva de sărbătorit, poate, sau? Nu știu dacă noi neapărat. Astăzi este Ziua Națională în Emiratele Arabe. Oh, la Dubai. E la frumos, Dubai. Cred că azi este și mai frumos acolo. Decât. Deși nu este una dintre zonele unde să-mi doresc eu să merg. E prea nou acolo, prea modern totul, prea wow. Dar bănuiesc că e mare sărbătoare, nu? Nu știu cum se sărbătorește. Ai idee? Nu. Cu eșarfele sus, eșarfele jos. Da. Și cred că ieri a fost Ziua Națională a Republicii Centrafricane. Nu știu, sper să nu mă înșel. Poate ne ajută Costin să verifice informația. Da, eu încerc. Așa, nu și altceva ce am mai avut? Uite, în 1409 a fost fondată Universitatea din Leipzig. Oh, deci avea universitate la 1409. La noi, ce se întâmpla la 1409? E, alea la 1500 au apărut primele tipărituri. Suntem bine, eram pe drumul bun. Acum întotdeauna va fi o diferență de niște ani, dar, mă rog. Iar pe 2 decembrie 1852, Napoleon al III-lea devine împărat al Franței. Deci mare zi. Mare sărbătoare. Mare vorbă ce a zis Napoleon. Dar vă zic în pauză. Păi zine, a zis mai multe vorbe mari, dar una a rămas așa, preferată a bărbaților mai ales. Da, nu, n-a avut dreptate, evident. Mai departe. Pe 2 decembrie 1915, Albert Einstein, publică teoria relativității generalizate. Gata cu teoria. Deci, pe 2 decembrie 1915. La care, gata cu cercetările, e cazul să le spunem și celorlalți, da. Din tot ce spunea Einstein, îmi amintesc niște postări care circulă în mediul online și care spun ceva de genul: a zis Einstein să nu mai stați atât de mult pe Facebook. Alea mi se pare geniale. Da, deci la 1915, da? Da, uite, am mai găsit eu o chestie interesantă. La 2 decembrie 1923 s-a născut Maria Callas. Marea soprană. Da, foarte frumos. Ești pe treaba cu nașterile și morțile. Eu sunt cu evenimentele. Da. Măi, o voce, wow, chiar și acum ascultăm. Și în 1946 s-a născut Gianni Versace. Da, în decembrie. Da. 1946. Este de trecut cu vederea, mai ales că... Normal. Da, rochiile Versace, evident. Să vedem ce mai găsim pe acolo. În 1950, pe 2 decembrie, a încetat din viață Dinu Lipat. Păi... Mă tot gândesc de câte ori aud de el la acel pian din orașul Găiești care a sfârșit prin a fi scos și aruncat, un pian la care cântase și Dinu Lipati, dacă nu chiar îi aparținuse. Da. Astăzi nu mai există. O altă... Cineva a făcut curățenie acolo, da, și a zis: cunosc povestea. Cel mai bine pianul acesta să dispară, să facem puțină ordine pe scenă. Scoateți pianul de acolo. Păi zice cum, că este, na, valoros, este... Nu mă interesează, îl duceți de aici. Trebuie să punem brad. Da, numai de ce nu mi l-or fi dat mie? O altă frântură. Chiar în sufletul tău. Poate cineva a vrut să își însușească acel pian, dar am văzut că cineva din Găiești de acolo, care se ocupă și cercetează destul de bine evenimentele, știrile și așa mai departe, am văzut că a publicat și un filmuleț, a urmărit pianul, cum a ajuns el bucățele. Da, Dinu Lipati. Mai departe. Cam atât. Atât? Asta e ce am găsit. În decembrie e destul de frig, nu? Nu, decembrie, da. Luni? În decembrie... Da. Era cu septembrie. 2 decembrie. Am înțeles. E o vreme urâtă și... Adică, na, cum să mori în decembrie? E frig. Măi, eu mă bucur că n-avem astăzi, de, Doamne ferește, necrolog ceva. Nu, Doamne ferește. Chiar mă bucur.
Este mai puțin frig decât mă așteptam, ce-i drept. La Târgoviște este cald zilele acestea. Cred că astăzi maxima termică depășește 12 grade, dacă nu... Nu? Cred. Ieri a fost iarăși foarte cald. Piscinele. Chiar de dimineață, în drumul spre serviciu, domnul taximetrist îmi spune, nu știu unde mi-a arătat un brad. Că eu nu am așa chef de vorbă cu domnii taximetriști. Adică eu tac tot drumul. Și zice, ia uitați-vă ce păcat, să fie brad împodobit și 15 grade afară. N-am zis nimic. Da, o să vină și iarna. În zona montană a județului deja este zăpadă. Iarna s-a instalat cu drepturi de pline. Sunt probleme și cu zăpada, cred, pe vezi, aici, pe acolo. Vezi, Iulia, ce inspirat este colegul nostru din emisie. Rece ca în decembrie. Ah, uite cât de atent ai fost tu. Da, mulțumim încă o dată colegului cu tot felul de pseudonime, că nici nu mai știu cum să-i spun. Este El Ripley. Este Alfred Freddy Ripley. Deci cum să ai un nume atât de frumos ca Alfred și să-i lași pe tot să zică Ripley? Replay, doar pentru că el dă play acolo la ceva și mai face niște lucruri, da. A, pentru că nimeni nu și-a, da, ne-a explicat că dacă se prezintă Alfred, nu îl ține minte nimeni, da. Știi, când l-am cunoscut prima dată pe colegul nostru, s-a prezentat ca Freddy și am zis, Freddy, de unde Freddy? De la Alfred. Freddy Mercury? De la Freddy De Mercury. La Alfred și am zis, parcă n-aș vrea să te strig, Freddy, nu-i mai bine să te strig, Alfred, că îmi place numele tău. Și el a zis, bine, ok, cum vrei tu, dar se pare că n-am ajuns. Nu, ai rămas cu Freddy. Da, păi bine, tu, Albert, Alfred, și așa mai și departe. Și totodată, pentru că ai amintit de pian, știi că în Târgoviște avem o olimpică internațională la pian, se numește Mihaela Manea, care acum studiază la Universitatea din Viena și pe care vrem să o aducem în emisiune. Sper să și reușim. Am mai văzut mai rar ce-i drept în ultima vreme în presă articole despre astfel de tineri, chiar copii unii dintre ei, cu rezultate excepționale în domeniul muzicii. Ceea ce este într-un fel wow, adică se întâmplă ceva la noi. Din păcate ei nu sunt promovați atât cât ar merita să fie promovați. Sperăm să reușim noi să tragem de ei așa cumva. Avem și noi acasă o mică viitoare pianistă, nu? O salutăm pe Ingrid. Păi da, o salut și eu pe Ingrid și o salut și pe profesoara ei, Irina Mareș, care lucrează și astăzi cu ea. Cel mai frumos e faptul că copilului îi place să meargă. Ea se bucură de câte ori vine ziua de miercuri pentru că are o oră de pian. Și sper într-o emisiune să vă arăt cam ce face Irina Mareș cu copilașii aceștia la pian, pentru că sunt alții cu care lucrează de multă vreme și care sunt absolut wow. Despre asta rămâne să mai discutăm. Vom avea și un pianist invitat la Cafeaua de 10 cu state vechi, Alin Mârzea. Va fi săptămâna viitoare programat. Vineri, cred. Săptămâna viitoare, vinerea viitoare. Vinerea cealaltă, într-adevăr. Vinerea aceasta... Iarăși vom avea invitați surpriză. Surpriză pentru voi cei de acasă. Pentru noi nu sunt surpriză. Dacă ne vor face ei vreo surpriză, să vadă și ei surpriză de la noi pe urmă. Da. Uite, pe 2 decembrie în 2003, la Muzeul Țăranului Român s-a deschis expoziția permanentă Casă în Casă. Știi? Casa aceea mare, da, din muzeu? Da, un fel de picture in picture. Da, da, din păcate este... locuința lui Antoan Mogoș din județul Gorj. E, foarte frumos. Din păcate, ne dorim cu toții să intrăm în casa aceea și nu se poate. Ne uităm așa de pe fereastră. Da, Muzeul Țăranului Român, pe lângă faptul că este amenajat într-o clădire istorică foarte frumoasă, e un loc ce trebuie văzut. Are tot felul de exponate din acestea care țin de trecutul nostru ca și popor, având în vedere faptul că, da, suntem un popor de țărani, recunoaștem asta, ne-am asumat-o, au spus-o istorici mari. Și acolo vedem lucruri frumoase făcute de țăranii noștri în trecut, păstrate foarte frumos, o colecție impresionantă și de costume populare,
covoare, țesute și tot felul de obiecte din lemn, din gospodărie. Chiar e de văzut și e frumos că avem expoziția aceasta. Casa, cred că toți care au fost acolo au rămas cu gândul la ea, pentru că e ca o căsuță din povești. E păcat că nu putem să și intrăm în ea, dar ce-ar mai însemna să mergem toți acolo, o grămadă să... Să știi că ai dreptate în ceea ce spui. Profesorul meu invitat de la Universitatea din Stuttgart a fost la Muzeul Țăranului Român împreună cu mine și acolo și-a petrecut cele mai multe minute spre ore admirând casa aceea, făcând foarte multe fotografii, așa că ai totală dreptate. E frumos că și străinii apreciază valorile acestea autentice ale noastre. Poate noi le vedem subiectiv, gândind că au legătură cu trecutul, cu bunicii, cu străbunicii și așa mai departe. Dar pentru un străin înseamnă că, într-adevăr, au impact. Da, foarte mult, inclusiv dumnealui Reinhard Kruger, se numește, a scris o carte despre cimitirul Săpânța. Am fost acolo, a petrecut un weekend întreg și cred că este cea mai valoroasă carte. Și apropo, este scrisă de un profesor german, nu de un profesor român, să zic așa. Da, păi mai scriu și ei noștri, dar săracii cum pot și ei să vadă de unde fac rost de bani, de finanțare, să editeze cartea, să o tipărească, sunt tot felul de neajuns. Hai să amintim că pe 2 decembrie 1901 a fost scrisă revista literară concepută de George Coșbuc și Alexandru Vlahuță, Semănătorul. Da, deci pe 2 decembrie a apărut primul număr. Da. Foarte frumos. Despre asta sunt 114 ani. În facultatea de jurnalism. 114 ani de atunci, nu? Da. Stau bine cu matematica. Nu știu. Da. În 1901, ca să fim deci mai precisi. Deci o zi așezată, am spune noi, aceasta de 2 decembrie, în care s-au întâmplat lucruri frumoase, gândite, pregătite dinainte, o zi cu inspirație, ceea ce ne dorim și noi pentru astăzi, mai ales că vom dezbate subiecte interesante care țin de carte, evenimente culturale și așa mai departe. Tocmai de asta am și amintit evenimentul. Da, și ascultăm și muzică. Noi cred că și azi continuăm cu Ziua Națională a României aici în platou. Ați reușit să vedeți aseară din ce s-a întâmplat la noi pe post. Uite, încă n-am aflat dacă va fi o reluare programată, pentru că a fost o emisiune de senzație, de colecție, am zice, pentru că mai vedeți încă o dată la anul cine știe cum și cu ce personaje invitate. Au fost personalități, într-adevăr, și în acest an. Domnul profesor universitar dr. George Coandă, pe care l-am avut și noi la Cafeaua de 10. A fost și colegul nostru Valentin Grigore și în maratonul de după amiază, pentru că a ținut să le mai spună niște cuvinte frumoase românilor, așa ca din inimă, cum dumnealui știe să le zică. Au fost artiști populari foarte frumoși, au fost niște copii extrem de talentați care au recitat poezii patriotice și au cântat cântece din acestea cu specific național. Da, a fost o zi care la Columna TV s-a văzut că este zi de sărbătoare, Ziua Națională a României. Ieri a mai fost un eveniment în Parcul Mitropoliei pe care am văzut că presa scrisă l-a prezentat. Noi n-am știut de el, din păcate. Un eveniment în care cei prezenți au văzut într-o ipostază cu totul și cu totul neobișnuită oficialități ale județului care nu s-au mai prezentat până acum în acest mod. Mă refer aici la faptul că a fost o acțiune prin care cetățenii au primit tradiționala fasole cu ciolan, cum se sărbătorește în România Ziua Națională de ani de zile, și au primit porția chiar din mâna domnului președinte al Consiliului Județean, Adrian Țuțuianu, sau chiar din, cum s-ar zice, polonicul primarului Cristian Stan, ei fiind cei care au făcut pe, nu știu, ospătarii sau cum se numește, care servesc. Și oamenii au fost foarte bucuroși și au discutat acolo.
probabil că este ciudat să-i vezi atât de, adică într-o altă ipostază, să vezi că îți dă să mănânci la propriu. Așa și trebuie, nu? Să dea să mănânci. Da, a fost un eveniment pe care noi nu-l avem pe undeva să vi fi arătat și vouă, dar l-am văzut prezentat în câteva fotografii. Foarte bine le ședea cu bonețica, cu șorțulețul. Dar a fost așa, doar pentru a fi mai aproape, probabil, de oameni într-o astfel de zi, pentru că îi recomandă altceva pe dumnealor pentru posturile pe care le ocupă. Da. E bine să-i mai vedem și altfel. Uite, poate într-o zi vor răspunde provocării, să vină la noi la o cafea și să se arate tot la fel, altfel decât îi vedem în mod obișnuit, la conferințe, foarte sobri, tot timpul cu declarația pregătită, nu spun mai mult decât trebuie, să mai vedem și latura asta umană, pentru că oameni suntem cu toții până la urmă, vin și sărbătorile. E bine să fim mai puțin așa, nu știu, rigizi. Da, tind și eu să cred că nu a fost neapărat o ipostază regizată în care au vrut să pozeze. Poate fi și nevoia ceva de, moment, de a fi s-ar putea, altfel. Pentru exact. Că noi n-am fost informați. Adică cine s-a nimerit să fie acolo a văzut, cine nu a pierdut ocazia. E. Oricum, un eveniment frumos. Târgoviștea a fost liniștită ieri, a fost frumoasă, ne-am bucurat pentru asta. Din păcate a fost acel incident cu monumentul din parcul Mitropoliei de o seară înainte. De dimineață am văzut că au luat, nu știu, ieri probabil, au luat monumentul de acolo. Nu știu ce se va întâmpla cu el, dar eu o să tot întreb despre el, pentru că normal este să fie pus la loc, să fie recondiționat, restaurat, să mi se facă ceva. Hai să amintim, Iulia, despre ce monument este vorba. Poate cineva nu ne-a urmărit ieri și să... Este acel monument care, din câte mi-amintesc eu, deși am găsit foarte puține date despre el, este de pe la 1920 amplasat acolo. Este un monument pe care scrie: aici s-a aflat fostul paraclis al Mitropoliei Târgoviștei. Este locul unde era paraclisul Mitropoliei vechi, ctitoria lui Neagoi Basarab, care nu mai există astăzi la Târgoviște. Și pentru că știm cu toții că masa, de fapt astăzi masa sfântă a paraclisului, se pune în mod normal într-o biserică ortodoxă pe moaște de sfinți, locul ăla are, vă dați seama, încărcătura lui specifică. Și a fost marcat în felul acesta, cu acel monument, tocmai pentru ca oamenii să știe că nu este un loc unde să faci rău, în niciun caz. Nu este un loc care să fie atins, distrus. El și așa era deteriorat, monumentul în sine, pentru că la o așa vechime, vă dați seama. Din păcate, cineva, nu am cuvinte să-l cataloghez în vreun fel, efectiv a dărâmat monumentul. Ieri era făcut bucăți, au mai fost și alte acte de vandalism în parc, înțeleg, o bancă distrusă și un copac, nu știu ce-o fi avut cu el, s-a luptat și cu copacul. Nu, copacul vrea să se odihnească. Voia să se odihnească, da. Și din păcate lucrurile acestea s-au întâmplat cu o zi înainte de Ziua Națională și poate dacă am fi trăit într-un oraș cu probleme din astea legate de mie, de naționalitate, ne-am fi gândit că cineva în mod intenționat a făcut asta ca un, cum să zic, ca o ofensă majoră adusă statului în sine. Nu, cred că cineva care nu știe nici pe ce lume trăiește, pentru că avem problema aceasta a lipsei de educație în ceea ce privește protecția monumentelor istorice. Încercăm și noi, din punctul nostru de vedere, atât cât putem, să vă mai povestim despre astfel de locuri, despre importanța lor, despre cât înseamnă ele pentru noi românii, cât înseamnă ca ele să rămână pentru posteritate. Pentru că, iată, acum dacă monumentul acela nu mai este acolo, că nu mai este, ne putem aștepta ca în timp, dacă nu va mai fi pus altul la loc, oamenii să uite că locul ăla, și așa nu era protejat, pentru că era așa, la îndemâna oricui să mănânce semințe acolo, nu mai contează. În timp se va uita cu totul și că acolo a fost masa sfântă a paraclisului și că pe locurile acestea a fost mitropolia celebră, am zice noi, pentru că a rămas în picturi din istorie, cu 8 turle, o construcție care, cum să zic, rivaliza cu mitropolia de la Moscova sau ceva de genul acesta. Oricum, era o construcție care în țara românească nu s-a mai văzut, nici până astăzi, din păcate.
Mitropolia Copturi de a lui Nagoe Basarab. Am vrea să nu uităm, noi nu uităm și am vrea să rămână și alții după noi care să nu uite că până ajunge tânărul să pună mâna pe o carte și să afle de acolo despre locurile acestea, e foarte bine să îi atragem atenția cu ele, existând pe teren. Să-l dea cu ochii de ele și să se întrebe, măi, dar ce-o fi cu acest monument? De unde-o fi? Și uite așa. Da, este regretabil ce s-a întâmplat cu un astfel de patrimoniu liturgic și cultural, patrimoniu religios, motiv pentru care eu știu că tu ai o documentare vastă și știu că ne-ai promis și un proiect de emisiune în care vrei să valorizezi și să promovezi importanța acestor monumente și cred că unul din acești factori care conduc către distrugerea lor sau a vandalizării este și faptul că oamenii nu sunt informați, tinerii nu sunt informați despre importanța lor și de faptul că aceste monumente trebuie protejate și lăsate generațiilor viitoare care își leagă cumva identitatea de aceste monumente. Așadar, așteptăm să vii în sprijinul nostru, Iulia. Dacă trece și răceala. Ce declarație directă ți-am făcut. Filmările, pot să zic că au început, am mai filmat în diverse locuri pe unde am avut ocazia. Noi lucrăm la acest proiect, noi, pentru că este un proiect de echipă. Chiar și astăzi, spre exemplu, o să am o întâlnire cu un domn arheolog pe care îl apreciez foarte mult, un tânăr care este foarte pasionat de domeniul acesta, Florin Petrică, cel care a lucrat și pe șantierul de la Curtea Domnească în această vară și care a publicat recent un articol, încă n-a apărut în toată presa, nu știu dacă a apărut astăzi, un articol despre o biserică cu hramul Sfinții Arhangheli, care se găsește în Târgoviște, pe strada Ion Hilia de Rădulescu, o biserică veche, medievală, nu se știe exact dacă este, cel mai probabil, cum spune și dumnealui, este din vremea lui Petru Cercel și se pare că de această biserică, sau mai precis de zona din jurul bisericii, este legată o personalitate marcantă pentru noi românii, că tot vorbim despre Marea Unire, primul înfăptuitor al Marii Uniri, Mihai Viteazu, care se pare că avea o casă la Târgoviște, bine, avea mai multe reședințe, avea la Târgoviște case, una dintre ele se pare că s-ar fi aflat chiar lângă această biserică de pe strada Ion Hilia de Rădulescu. Vom merge astăzi și vom filma acolo. Sper să putem intra și în biserică să filmăm, pentru că este știut faptul că sunt, mă rog, destul de greu de convins să ne lase să filmăm așa de capul nostru. Sper să reușim să vă arătăm pictura care se mai păstrează încă în biserică. Cred că este oricum veche, se vede că are niște sute de ani. Și să venim cu această poveste interesantă. Târgoviște are biserici medievale păstrate într-un număr, cum să zic, destul de încurajator pentru un oraș atât de mic. Se cunoaște faptul că la noi oricum erau foarte multe biserici. Am rivalizat cu Iașul, dar asta ținând cont și de dimensiune, că Iașul este cu mult mai mare decât bătrâna noastră Târgoviște. Și noi vrem să ne aplicăm atenția și asupra acestor monumente, să le căutăm poveștile și să vi le arătăm și vouă, pentru că le avem aici, sunt la îndemâna noastră, le putem vizita, vă recomand o zi ca duminica pentru astfel de vizite, probabil și sâmbătă e o zi bună, eu încerc de obicei duminica, pentru că au mai spus și alții că au încercat să meargă să viziteze locurile acestea, dar la biserică este închis. Păi, duminica, pe la ora prânzului, după slujba de dimineață, sau chiar în timpul slujbei, bineînțeles, puteți să vă duceți. Eu aleg după slujbă că e locul gol și pot eu să studiez cum se cuvine. Dar vrem să dezvoltăm acest proiect. Sper ca din ianuarie să apărăm cu primele emisiuni. Și oricum avem ajutorul specialiștilor, nu ne ducem așa de capul nostru. Și sper să reușim să convingem nu doar oamenii obișnuiți de importanța acestor locuri și să înceapă să le respecte și să le protejeze cât de cât, pentru că am văzut destule cazuri cu gropi de gunoi înființate peste noapte, chiar pe locul unor situri arheologice.
Aș vrea să conștientizăm și autoritățile că este important să vină cu proiecte pentru zona aceasta a patrimoniului. Am avut o reușită, acest palat brâncovenesc de la Potloci, care și-a redeschis porțile acum în weekend, un proiect la care s-a investit o sumă destul de mare de bani. A fost început în 2012, au fost tot felul de probleme, la un moment dat chiar ne întrebam dacă o să mai vedem și noi palatul așa cum ne-am fi dorit. Chiar povestea la festivitatea de inaugurare academicianul Răzvan Teodorescu despre faptul că nici el nu a crezut că va vedea odată în viață lucrările finalizate la acest palat, pentru că au mai fost începute proiecte de restaurare și în trecut, și în anii 50 și cred că prin anii 70, dar niciodată nu au fost finalizate, deci este pentru prima dată când s-au făcut lucrări atât de ample, s-au reconstruit anexe ale palatului care mai rămăseseră niște fotografii sau doar pe niște schițe. Oricum, este un proiect pe care noi îl lăudăm și vom face asta atât cât este nevoie pentru a încuraja noi astfel de inițiative. Am finalizat acum palatul, vreau să văd un alt proiect ambițios ca acesta. Mi-ar plăcea să văd dezgropate ruinele mitropoliei lui Nagoe Basarab. Ar fi, cred eu, un proiect care ar pune în valoare această minunată istorie medievală pe care noi o avem la Târgoviște, dar care din păcate zace îngropat. Vedem cu toții pe lângă zona aceea care este descoperită și care din păcate a ajuns aproape o toaletă publică, am scris, toată presa a scris despre asta, vedem cu toții cu ochiul liber că în pământ mai sunt ziduri și cred că destul de impozante dacă ar fi descropate. Am mai discutat cu specialiști care au zis că da, s-ar putea lua în calcul redeschiderea șantierului arheologic, acolo s-au mai făcut săpături tot prin anii 70. Nu s-ar mai găsi nimic, adică la modul la care să mai descopere nu știu ce vestigii, dar pe mine mă interesează zidurile acelea, eu aș vrea să le văd. Ele pot fi amenajate cu sticlă pe deasupra, cum am mai văzut prin alte părți, chiar și în București, în locul acesta. Pot fi puse în valoare cumva. Eu cred că, nu știu, Raluca, tu că ai mai discutat cu străinii tăi, ar veni să vadă un astfel de loc. Cu siguranță. Eu cred că ei s-ar, în primul rând, s-ar îngrozi că noi putem să ținem o astfel de comoară în așa stare. Cu siguranță, profesorul Kruger, despre care am povestit și mai devreme, a făcut o vizită la Curtea Domnească și după ce am urcat în turn, prima întrebare a fost de ce avem atâta tablă pe case și de ce acoperișul bisericii de la Curtea Domnească arată așa de strălucitor. Și știm cu toții ce s-a întâmplat acolo. N-am știut să-i răspund. N-am știut nici să-i răspund de ce zidurile din interiorul turnului erau încegăite, erau deteriorate în așa măsură. În schimb, demersul lăudabil pe care cred eu că l-ai făcut până acum și pe care va trebui să-l valorificăm într-un fel, este cam tot ce putem face noi în materie de media și sper să susținem și să încurajăm și pe cei care se ocupă de protejarea, conservarea, restaurarea, valorificarea, promovarea, sunt multe de spus, a istoriei noastre. E, așa să fie, mai discutăm despre asta, o să mai fie vreme destulă, din păcate vine prima mare pauză din emisiune, au sosit cred și invitații pe care îi așteptăm, o să vi arătăm imediat după publicitate, rămâneți cu ochii pe noi.
De sărbători, restaurantul Rodiv din Găiești vă așteaptă în imensul salon venețian inaugurat în 2015. În noaptea de Crăciun, oaspeții vor avea parte de un meniu care include preparate tradiționale și băuturi la un preț de numai 75 de lei de persoană. De Revelion, Rodiv vă așteaptă cu un program special. Meniul va conține delicatesuri și băuturi fine, iar prețul va fi de 225 de lei de persoană. Muzica live va fi nelipsită de Crăciun și de Revelion. Sărbători fericite la Rodiv! Găiești. Siguranța ta contează. Star System Security, cu experiență de 10 ani în domeniu, pune la dispoziția dumneavoastră servicii de monitorizare și intervenție rapidă, servicii de pază, protecție și patrulare, servicii speciale de pază și însoțire, servicii speciale VIP, precum și servicii de instalare sisteme de securitate, alarme, supraveghere video și control acces. Agenții Star System Security beneficiază de cea mai bună pregătire și își îndeplinesc cu succes misiunile. Alege siguranța Star System Security. Și vă invităm fiecare sâmbătă, începând cu ora 13, să urmăriți emisiunea Dedicații Populare cu Vanessa. Nume grele ale muzicii populare românești, cei mai buni instrumentiști, cei mai talentați dansatori sunt principalele atracții ale emisiunii. Așa că nu ratați nicio ediție, căci la Columna TV încingem cele mai tari petreceri. Zi, Vasile, zi, tot așa să ții, ca așa-i place inimii mai. Zi, Vasile, tu, ca amui amui, și mi-ești dat ca sufletul măi. Dacă vreți să urmăriți muzică de calitate, folclor românesc autentic, urmăriți în fiecare duminică de la ora 13 emisiunea cu Ani Crăciun și invitații săi. Vă aștept cu mare drag! Dacă ai din fiecare câte un pic de lucru mare, fericit și sănătos, treci prin viață cu folos. Unde lumea se adună, hai, hai și iar hai, acolo-i muzică bună, hai, hai și iar hai. Unde lumea se adună, hai, hai și iar hai, acolo-i muzică bună, hai, hai și iar hai. Și petrecem și cântăm, hai da numai și numai, cu toții ne bucurăm, hai da numai și numai. Și petrecem și cântăm, hai da numai și numai, cu toții ne bucurăm, hai da numai și numai. Dragii mei, sunt Diana Berbec și vă dau întâlnire în fiecare sâmbătă, începând cu orele 18, la emisiunea Diana și invitații săi, numai la Columna TV, o emisiune axată pe divertisment și multă voie bună. Vă aștept cu mare drag! Interesante discuții în compania celor mai de seamă invitați, direct de pe scaunul fierbinte. Cele mai în vogă, subiecte ale săptămânii, dar și detalii care n-au fost niciodată făcute publice. Vă invit să ne satisfacem toate curiozitățile vis-a-vis de un loc, un eveniment sau o persoană. Dar atenție, de grijă ce întrebări adresezi, pentru că nu știu niciodată când ajungi aici.
Lucrurile bune trebuie cultivate. Doar buruiana crește de la sine. Sănătatea nu este rodul întâmplării, ea poate fi influențată de atitudinea noastră. Borile transformă omul într-un pacient. Sănătatea îl ajută să trăiască cu demnitate și să aibă o viață de calitate. Sunt Ionel Ilie și vă așteptăm fiecare miercuri, începând cu orele 17, să descoperim împreună secretele unei sănătăți durabile. Să fii tânăr ca o torță, să fii tânăr ca un vis, galopând prin căi lactee, să schimbi lumea în paradis. Cum arată constelația Orion? Se poate fotografia cerul nopții? Când și cum se pot vedea stelele căzătoare? Dar cratere de pe Lună sau irelele lui Saturn. Fenomene cosmice, poezia cerului, tabere și expediții, cursuri și proiecte. Sunt Valentin Grigore și vă invit să aflăm împreună toate acestea, explorând universul alături de Societatea Astronomică Română de Meteori, la singura emisiune de astronomie din România. Noi și cerul, la Columna TV, sâmbătă de la ora 15. Și vă invit în fiecare sâmbătă, începând cu ora 13, să urmăriți emisiunea Dedicații Populare cu Vanessa. Nume grele ale muzicii populare românești, cei mai buni instrumentiști, cei mai talentați dansatori sunt principalele atracții ale emisiunii. Așa că nu ratați nicio ediție, căci la Columna TV încingem cele mai tari petreceri. Zi, Vasile, zi, tot așa să ții, ca și-i place inimii mai. Zi, Vasile, tu, ca muia mu, și mi-ești la ca sufletul moi. Dacă vreți să urmăriți muzică de calitate, folclor românesc autentic, urmăriți în fiecare duminică de la ora 13 emisiunea cu Ani Crăciun și invitații săi. Vă aștept cu mare drag! Dacă ai din fiecare câte un pic de lucru mare, fericit și sănătos, treci prin viață cu folos. Iată că am revenit, dragi prieteni, așa cum v-am promis înainte de pauza de publicitate. Alături de noi au sosit și distinși invitații de astăzi. Dezbatem împreună activități frumoase și interesante care au loc la Biblioteca Județeană Ion Heliade Rădulescu din Târgoviște. Alături de noi se află Agnes Eric și Alexandru Ștefănescu. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața și mulțumim pentru invitație! Mulțumim pentru faptul că ați revenit la noi la cafea. Sunt subiecte care pe noi ne interesează, am mai discutat și în alte ediții chiar și ne bucurăm să aflăm mereu noutăți. Mai ales că acum, iată, săptămâna trecută a fost un eveniment foarte frumos care s-a desfășurat pe parcursul a două zile
două zile pline la bibliotecă, zilele bibliotecii Ion Heliade Rădulescu din Târgoviște. Noi am fost acolo, am filmat așa, am arătat la știri, cei de acasă au mai văzut. Dacă n-au văzut, vrem să le povestim astăzi cam ce au pierdut. Cum s-au desfășurat manifestările pe parcursul celor două zile, doamna director? Într-adevăr, săptămâna trecută, în data de 26 și în cea de 27, am sărbătorit zilele Bibliotecii Ion Heliade Rădulescu Dâmbovița. După cum știți, de 2 ani de zile noi sărbătorim zilele bibliotecii în luna noiembrie, deoarece în această lună și cam în această perioadă s-a înființat Biblioteca Județeană și am considerat că ar trebui să legăm aceste date. Am avut activități diverse. Ne-am adresat atât profesioniștilor din biblioteconomie, dar în același timp ne-am adresat întregului public târgoviștean, dâmbovițean, pentru că până la urmă zilele bibliotecii Dâmbovița sunt zilele orașului, da? Oarecum am putea să spunem că sunt zilele culturii. Am gândit dezbateri culturale pe marginea unor lucrări care au fost lansate, lucrări de factură literară, de cultura orașului sau lucrări de specialitate. Am avut invitații de marcă pe domnul profesor universitar Mircea Regneală, care în același timp este și președintele de onoare al Asociației Bibliotecarilor din România. Dânsul a fost și anul trecut invitat la Zilele Bibliotecii și a acceptat să vină și anul acesta să ne împărtășească din experiența proprie. Dânsul a lansat volumul al doilea din tratatul de biblioteconomie, deci este un instrument de bază pentru meseria noastră și este singurul în acest domeniu. Este prima încercare, poate din punctul ăsta de vedere spunea domnul profesor că ar mai putea fi îmbunătățit și că se așteaptă sugestii de la profesioniștii domeniului. De asemenea, a fost invitat directorul Bibliotecii Județene Argeș, domnul Octavian Sachelarie, care a lansat o lucrare proprie, Templul Viselor, subiectul fiind cartea, lectura, biblioteca, o lucrare foarte interesantă, dânsul fiind și sociolog de meserie și văzând aceste aspecte și din prisma sociologului. De asemenea, a fost invitat domnul George Coandă și am văzut o emisiune la dumneavoastră în care ați cuprins întreaga dezbatere asupra lucrării dumnealui Vechi coduri ale românilor, unde, bineînțeles, lansează niște ipoteze destul de, zic eu, curajoase pentru vremurile pe care le trăim. Nu în ultimul rând, am lăsat cartea noastră pe care am scos-o cu această ocazie și am muncit destul de mult, Neșa Alexandru, tot anul ca să o putem lansa la Zilele Bibliotecii. Este vorba de lucrarea Carte Bibliofilă din colecțiile Bibliotecii Județene Ion Heliade Rădulescu Dâmbovița. Este un proiect ambițios al nostru. De ce? Pentru că până la urmă cea mai valoroasă colecție este colecția de carte bibliofilă pe care o deținem. Eu am mai vorbit despre această colecție în cadrul emisiunii dumneavoastră. Este compusă din 83 de titluri, de carte românească veche, carte străină veche, și care am gândit să o punem în valoare prin această lucrare, tocmai pentru că această colecție necesită un regim special de păstrare, de conservare. Și nu putem să organizăm expoziții decât în anumite condiții și pe perioade de timp restrânse. Și atunci, pentru publicul larg, am gândit lucrarea respectivă și chiar s-a născut ideea anul viitor să facem și volumul al doilea, în care să cuprindem și celelalte colecții care au tot valoare din aceasta de carte bibliofilă, nu neapărat carte, pentru că avem și manuscrise, și sigilografie, și numismatică, și pe care să le aducem la cunoștința publicului. De asemenea, și presa dâmbovițeană, chiar de la primul periodic apărut la noi, la Târgoviște, și care această presă o avem microfișată și, din păcate, poate fi foarte greu consultată. Doritori avem, dar posibilitatea tehnică ne pune piedici și poate reușim pentru 2016 să reușim să o digitizăm și astfel ar fi mult mai ușor de accesat de către publicul larg.
Au fost și alte evenimente pe care le-am organizat. S-a nimerit ca în această perioadă și o bibliotecă orășenească, cea de la Pucioasa, Gheorghe Costescu, să împlinească 90 de ani și zilele bibliotecii să fie în aceeași perioadă cu zilele bibliotecii Dâmbovița. Și ne-am deplasat în prima zi și acolo pentru a susține o discuție, o masă rotundă pe aspectul legat de biblioteca în control, pentru că este într-adevăr o întrebare, mai avem nevoie de carte, mai avem nevoie de biblioteci, mai ales că suntem în era informației, societatea cunoașterii, tehnologia este pe primul pas, copiii sunt atrași mai mult spre partea aceasta modernă, laptopuri, tablete, telefoane, și mai puțin spre cartea tradițională. Și discuțiile au fost legate de aceste aspecte. În ziua a doua a fost mai degajată, da? Mai puțin oficial, în sensul că am avut și noi o cafenea, deci aici ne potrivim, o cafenea a Asociației Bibliotecarilor, și unde discuțiile au fost libere, de asemenea legate de probleme strict profesionale. Iar pe parcursul celor două zile, nu neapărat toată săptămâna, am ținut expoziții, de asemenea lansări de carte. Colegul meu, Alexandru Ștefănescu, deci vă poate da mai multe detalii legate de aceste aspecte. Da, au fost organizate mai multe activități. Aș dori să amintesc, dacă doamna director a vorbit despre lansarea cărții Carte Bibliofilă în colecție Bibliotecii Județene Ion Hrea Drețuțcu Dâmbovița și lansarea celui de-al doilea număr pe anul 2015 a revistei noastre Curier. Este o revistă de care suntem mândri și în jurul căruia am reușit să adunăm un colectiv destul de valoros, pe lângă bibliotecarii noștri, atât de la sediul central, cât și cei din teritoriu, de la bibliotecile orășenești, comunale, municipale. Am reușit să adunăm o serie de specialiști de marcă și îi aveți constant în cu diverse articole și studii, cum ar fi profesor universitar ca Gheorghe Bârlea, ca George Coandă, ca Radu Ștefan Vergati, înțeles, mulți specialiști din biblioteconomie, precum ar fi fostul director Victor Petrescu, dar ceea ce ne bucură și o serie de voluntari a instituției noastre din ultimii ani care au manifestat un real talent la scris. Dacă o să observați, în ultimele numere ale revistei, pe paginile de final, am încercat să publicăm câte un tânăr condei, cum l-am denumit noi, și a fost o bucurie pentru noi de a găsi tineri talentați. În numărul acesta este Iulia Bredescu, studentă la Facultatea de Litere a Universității Valahia și voluntar în cadrul Bibliotecii Județene. În numerele anterioare au fost două eleve cu mare talent la scris, Diana Dăscolescu, care e și premiată la categoria poezie, Andreea Însurățelu, tot elevă la momentul actual și voluntară a instituției noastre. Deci, după cum vedeți, încercăm să promovăm atât partea științifică, dar să punem în valoare și talentele pe care Biblioteca Județeană le-a adus în sediul său. Pe lângă toate aceste manifestări, la care sigur că au fost și cu participarea publicului larg, ați avut vizite ale unor grupuri, chiar elevi și așa mai departe, tururi ghidate în secțiile bibliotecii. Cum au fost primite aceste vizite și dacă s-au arătat interesați? Este o practică mai veche, asta a vizitelor ghidate, și majoritatea instituțiilor de învățământ includ în parteneriatele pe care le au cu Biblioteca Județeană, pentru că avem parteneriate cu cam tot ceea ce înseamnă învățământ la nivel de oraș, indiferent că vorbim de grădiniță, de școală, de liceu sau de universitate, dar și cu mai multe instituții de învățământ din județ. Și spuneam că acestea includ în parteneriate și vizite ghidate în secțiile bibliotecii. Este o bucurie și în același timp un serviciu foarte util pentru tinerii cititori de a descoperi biblioteca, de a fi familiarizați cu serviciile ei, și este în interesul nostru să cultivăm interesul pentru bibliotecă și apropierea față de bibliotecă încă de la vârste fragede. Pentru că sunt șanse mult mai mari ca un cititor format la o vârstă fragedă să-l păstrezi și ca la o vârstă adultă, decât să-l prinzi mai târziu, să afle mai târziu de bibliotecă. De altfel, o caracteristică a instituției noastre este și publicul tânăr și foarte tânăr.
Dacă ne uităm pe statistici, circa 70% dintre utilizatorii noștri, cei care își fac permis sau își reînnoiesc permisul anual, sunt undeva în categoria asta de la copii, de școală generală și grădiniță, până la tineri undeva în jurul vârstei de 30 de ani. Categoria medie este destul de săracă. Probabil că cei angajați îi fură viața și au un apetit mai scăzut pentru lectură sau pentru serviciile bibliotecii. Deci de aceea avem un public foarte tânăr. Nu ne mândrim cu asta, că nu îndeplinim și targetul la publicul de vârstă medie, deci încercăm să facem tot ce e posibil să-i atragem și pe aceștia către bibliotecă. Problema este că de la o anumită vârstă, deci știu, 25 spre 55 de ani, aceste persoane au servicii și serviciile noastre ale bibliotecii sunt oferite pe parcurs, deci exact în orarul în care ei sunt la servici. Acum nu că nu am vrea să oferim servicii și sâmbăta și duminica, când probabil ar fi deschiși să vină la bibliotecă și ar avea timp să vină la bibliotecă, dar ducem lipsa de personal și trebuie să spunem asta. Suntem foarte puțini și avem și secții unde funcționăm decât cu o singură persoană, în cazul în care persoana respectivă intră în concediu, concediu legal sau concediu medical, închidem secția pentru că n-avem o altă persoană cu care să suplinim și să ținem continuitatea secției. Aceasta a fost politica până în prezent. Am câștigat anul trecut, am câștigat un post în plus și am dus persoana la relații cu publicul la parter, la împrumut adulți, pentru că acolo este traficul cel mai mare, dar încă avem secții unde funcționăm cu o singură persoană. Domnul profesor Regnală chiar ne întreba cât suntem, când a auzit când suntem, zice, păi mă mir cum de reușiți să faceți atâtea, pentru că pe lângă bucătăria noastră, așa, ascunsă publicului, noi trebuie să ieșim în față cu aceste servicii pe care le oferim comunității și biblioteca nu mai înseamnă acel spațiu închis, da, unde doar se împrumuta cartea, da, și eventual se stătea la sala de lectură și se citea și atât, și mai erau doar zilele bibliotecii care se sărbătoreau, deci alte activități nu prea erau. După cum ați observat și dumneavoastră, aproape în fiecare zi avem câte o activitate și această activitate trebuie organizată de cineva și acel cineva cine poate să fie decât bibliotecarul. Acela stă și la sală, dă și cartea, își face și treaba normată pe care trebuie să o fac, catalogare, clasificare, bibliografii și așa mai departe, dar și partea aceasta de animație culturală care a devenit foarte importantă pentru că este imaginea noastră, așa ieșim în fața oamenilor și așa trebuie să-i atragem. Într-adevăr, probleme care există, iată, și la nivelul acestei instituții, dar în ciuda lor, am zice noi, se întâmplă niște lucruri minunate. Au fost foarte multe evenimente pe care le-ați găzduit în acest an. Cum spuneați, aproape zilnic aveți câte un nou eveniment. Ei, despre toate acestea ne propunem noi să discutăm peste o scurtă pauză de publicitate. De sărbători, restaurantul Rodiv din Găiești vă așteaptă în imensul salon venețian inaugurat în 2015. În noaptea de Crăciun, oaspeții vor avea parte de un meniu care include preparate tradiționale și băuturi la un preț de numai 75 de lei de persoană. De Revelion, Rodiv vă așteaptă cu un program special. Meniul va conține delicatesuri și băuturi fine, iar prețul va fi de 225 de lei de persoană. Muzica live va fi nelipsită de Crăciun și de Revelion. Sărbători fericite la Rodiv! Găiești. Te afli în Târgoviște, dorești o seară de neuitat, vină în restaurant Hotel Valahia. Vei fi întâmpinat de fiecare dată cu un meniu tradițional românesc și internațional, bine cunoscut în orașul Târgoviște. Restaurantul Valahia are bar de zi, dar și bar de noapte, unde poți plăti și cu cardul. Restaurant Valahia găzduiește cu succes nunți, botezuri, cununii și diverse ocazii festive. Cu o capacitate de 350 de locuri, o sală de conferințe numai pentru dumneavoastră. Am avut întâlnire la ora 12.
Ah, da. Da, se pare că suntem în direct. Noi încă discutăm și în pauză, discutăm tot timpul că avem foarte multe lucruri interesante de povestit. Și înainte de a intra în această scurtă pauză, menționăm despre evenimentele pe care le-ați găzduit pe parcursul întregului an. Și chiar putem să spunem că a fost un an plin. Ne aflăm în luna decembrie, încă mai aveți evenimente pe listă pentru finalul anului. Aș vrea să le trecem în revistă și pe cele care au fost până acum, încă din ianuarie, de când și până. O personalitate din cultura românească. Anul acesta a fost Daniel Crista Enache invitat și a ținut o conferință referitoare la subiecta fiind Eminescu. După aceea am avut Ziua Bibliotecarului, 23 aprilie, Ziua Dreptului de Autor și Ziua Bibliotecarului. La cele două evenimente majore am colaborat foarte bine cu Arhiepiscopia Târgoviște și vreau să punctez acest lucru pentru că au și primit premiu din partea noastră. Noi de Zilele Bibliotecii am instituit premiile bibliotecii pentru instituția cu care am colaborat cel mai bine pe parcursul anului și de asemenea pentru o bibliotecă din județ care s-a evidențiat prin activitățile pe care le-a organizat. Cu Arhiepiscopia am colaborat foarte bine anul acesta și de aceea și ne-am îndeplinit cu brio această activitate, mai ales lucru cu copii este unul destul de greu și anul acesta, spre deosebire de ceilalți ani, am gândit în fiecare zi o altă activitate, adică să nu se plictisească și vă dați seama că și acele activități au trebuit de asemenea pregătite de către colegii mei din bibliotecă. Seara de carte deja a devenit un brand al bibliotecii și pentru asta vreau să-i mulțumesc colegul meu Alexandru Ștefănescu pentru că ideea îi nu știu dacă ideea îi aparține, dar oricum el s-a ocupat de acest eveniment și se ocupă în continuare de organizarea lui. Ideea a venit de la Roxana Eremia. Așa. O altă voluntară a instituției noastre. Ea a propus, a luat un model de la Brașov și chiar a muncit zdravă să-l implementeze cu succes aici. Și mulțumim televiziunii Columna pentru că a fost prezentă la primele seri de carte, unde aveam puțin public, acum deja e o activitate de sine stătătoare care se poate într-adevăr, automanageria. Și pe Roxana, invitată în emisiune atunci când a început acest proiect, o inițiativă frumoasă, la fel am considerat și noi. Iată că ea a plecat, știu că e plecată din țară. Sau da, este plecată la studii în Italia. Dar a rămas acest frumos obicei ca tinerii sau nu doar tinerii să se întâlnească cititorii de carte și să dezbată un volum anume, o temă, un lucru frumos care se întâmplă în fiecare joi sau odată la două săptămâni. Joia, odată la două săptămâni. Și este destul de târziu seara, pe la cât este? Este la ora 5, la ora 17. De la ora 5, adică să poată să vină oricine își termină programul de lucru. Este un eveniment care ne bucurăm să aflăm, pentru că noi cei drept n-am mai fost la ultimele ediții, că a evoluat atât de frumos. Legat de ce vorbeam anterior, în legătură cu publicul tânăr și publicul de vârstă medie, putem spune că seara de carte a atras în ultimul timp mai multe persoane mature. Dacă am plecat cu un grup de liceeni și studenți inițiali, iată că acum sunt multe persoane de peste 30 și peste 40 de ani care vin la această activitate și pot spune că sunt dintre cei mai fideli prezentatori, dar și ascultători. Înțeleg că va fi săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare, joi. Da. Joi, săptămâna viitoare. Deci joi de la ora 17, seara de carte, s-a ales deocamdată cartea care va fi prezentată? Sau când va fi aleasă, va fi postată pe Facebook imediat, pentru că are grupul propriu și pagina proprie, activitatea respectivă. Deci, iată, evenimente care cheamă publicul spre bibliotecă. A devenit un loc vizitat, un loc unde se desfășoară și alte activități decât
cititul de la sala de lectură. Biblioteca nu trebuie înțeleasă ca un loc unde doar vii o carte sau un loc unde vii și citești. Dacă o să observați și cum ați fost foarte des în cadrul instituției noastre, veți vedea că mulți tineri fac diverse chestii, diverse alte chestii în afară de citit. În primul rând ne-am axat foarte mult pe partea de dezvoltare personală, de activități non-formale. Practic, toată această vacanță la bibliotecă, un alt proiect de mare succes, care a pornit de la o lună și a fost extins acum pe perioada întregii vacanțe, așa cum a spus și doamna manager, deja sunt 10 săptămâni față de cum erau 2 și apoi 4 și apoi 6 și apoi 8 și acum iată 10, pentru a răspunde cerinței publicului foarte tânăr, celor mai tineri practic dintre utilizatorii noștri, nu implică neapărat citit. Cea mai mare parte din program sunt pe activități cu caracter non-formal. Deci încercăm ca cei care vin la acest fel de programe să plece cu câteva cunoștințe și câteva abilități dobândite, ceea ce le-ar fi foarte util în viață. De la cum să-și organizeze o petrecere, normele de bază privind bunele maniere, cum să danseze, cum se poartă în societate, cum să realizeze diverse obiecte și tot așa. Deci biblioteca nu înseamnă doar citi, biblioteca înseamnă multe alte servicii și ne bucurăm că tinerii noștri au înțeles asta. Și aș vrea să punctez aici și colaborarea cu Centrul Europe Direct, care își desfășoară activitatea în cadrul Bibliotecii Județene și managerul de proiect este metodistul bibliotecii, domnul Andreescu Vlăduț, și care de asemenea se implică prin toate activitățile organizate prin Centrul Europe Direct, le combină cu activitățile noastre ale bibliotecii, deci strâns legate de activitățile noastre. Și de asemenea a adus un suflu nou în bibliotecă acest Centru Europe Direct, pe lângă finanțare, care a însemnat ceva pentru desfășurarea activităților în bibliotecă, și partea aceasta de nou, pentru că a venit cu idei noi, cu proiecte noi desfășurate prin centru, a implicat biblioteca în activitățile pe care le-a coordonat și eu zic că a fost un lucru bun și este un lucru bun faptul că am câștigat acest centru în cadrul bibliotecii, pentru că în alte localități bibliotecile, să știți că n-au fost deschise pentru a găzdui Europe Direct și s-au desfășurat într-o bancă sau într-o altă instituție. Deci noi cred că am fost cei mai câștigați din punctul acesta de vedere. Ceea ce spunea colegul meu, Alexandru, despre faptul că atragem tinerii spre activități non-formale este foarte adevărat, dar în același timp, dacă de curiozitate să veniți la bibliotecă, nu neapărat la o activitate, să vedeți pe holuri, la mesele pe care le avem, spațiile amenajate pe holurile bibliotecii sunt pline. Deci copiii, elevii vin după școală sau în pauze, vin și își fac temele la bibliotecă. Își scriu proiectele împreună, repetă, învață la bibliotecă, ceea ce este foarte antrenant și pentru noi. Când ieșim din birouri și vedem acolo, deci nu este goală biblioteca și holurile sunt ocupate. Noi vedem cu toții că este un spațiu frumos, amenajat cu tot ce trebuie. N-am vedea că ar fi vreo lipsă de ceva, dar vă întrebăm, nevoie aveți? Există tot ce e necesar pentru a vă desfășura activitate din punctul acesta de vedere? Da, deci nu avem de ce să ne plângem, există toate condițiile, căldură, acces la internet, wifi, calculatoare. Am reușit anul acesta să, de la buget bineînțeles, să schimbăm jumătate, să noim parcul de calculatoare. Jumătate din calculatoare am reușit să le înnoim pentru că erau deja depășiseră 10 ani, se lucra foarte greu pe ele. Și propunem pentru la anul să schimbăm și cealaltă jumătate și din punctul ăsta de vedere, deci ar fi ok. Deci avem toate facilitățile, avem acces la Xerox, bine, o sumă modică se plătește, dar cine are nevoie să-și xeroxeze, își poate xeroxa în cadrul bibliotecii, nu mai trebuie să ia cartea, să-i se dea permis să iasă afară, să o xeroxeze. Deci am rezolvat și această problemă. Avem plasme, dăm seară de film, sonorizare, nu, deci din punctul ăsta de vedere chiar nu avem de ce să ne plângem, noi ne plângem de lipsa personalului, nu de altceva, dar la noi un om face cât trei și așa că suplinim și această nu știu lipsă. Dacă, cred că tot în acest an sau dacă n-ați reușit deja finalizarea unui proiect de montarea unor echipamente de monitorizare video în bibliotecă.
Da, am reușit și acest lucru. Inițiasem încă din 2013, bine, făcusem o cerere la Consiliul Județean, dar nu s-a putut pentru că erau anumite restricții în achiziționarea de și de asta, cum îi zice, sistem de monitorizare video. Nu ne trebuia acest sistem de monitorizare video nu numai pentru că avem colecțiile speciale și necesită un anumit sistem de supraveghere, dar și pentru faptul că în bibliotecă intră oricine. Deci este un spațiu public, nu putem să îngrădim. Noi avem și oamenii străzii care vin la bibliotecă și am avut și evenimente neplăcute, chiar și bătaie între doi utilizatori și totuși majoritatea suntem femei în bibliotecă și eu zic că este super ok să avem și acest sistem de monitorizare, atât pentru colecții, dar și pentru siguranța utilizatorilor noștri. Și de când avem sistemul, bineînțeles se și observă că este instalat, e liniște, toată lumea se comportă ok, plus că avem și noi siguranța că nu se întâmplă nimic, având și bunuri de valoare pe holuri și nu poate să stea domnul administrator montat acolo să le păzească tot timpul pentru a nu dispărea, pentru că au fost și situații când au dispărut și atunci nu le-am mai recuperat. Mă gândeam acum pentru diferite asociații culturale, nu știu, entități, care au un plan să organizeze tot felul de evenimente și nu-și găsesc un partener sau, mă rog, cineva care să le pună la dispoziție un astfel de spațiu. Cam ce evenimente ați putea găzdui sau spre ce puteți să faceți o colaborare de acest gen? Avem încheiate contracte de colaborare cu, cred că, cu mai toate instituțiile de pe raza județului Dâmbovița, că sunt instituții publice sau din sistemul educațional, nu mai spun, sau ONG-uri și desfășurăm activități în baza de parteneriat. Și închiriem sala, deci avem și această facilitate, putem să oferim și această facilitate de închiriere a sălii, bineînțeles, pentru activități culturale în mare parte. Dar pe bază de protocol de colaborare desfășurăm împreună activitățile. De exemplu, Școala Părinților, care de asemenea are publicul, e o activitate care se desfășoară aproape lunar și care are publicul ei. Deja sunt persoane care vin de fiecare dată lunar, vin și ne întreabă data viitoare ce o să mai fie, cine mai vine, ce invitat mai avem. De asemenea, cu domnul Valentin Grigore avem activități în parteneriat și zic eu că s-au bucurat de succes. Nu există nicio restricție din punctul ăsta de vedere, suntem deschiși la colaborare și v-am zis că putem chiar și închiria atunci când nu ne regăsim noi în activitatea respectivă ca și instituție de cultură. Pentru finalul acestui an, mai avem luna decembrie, se anunță sărbătorile. Ce manifestări mai aveți în plan sau ce activități sunt programate în ultima perioadă din an? Avem gala presei dâmbovițene, organizată de domnul profesor George Coandă. Anul trecut, după cum știți, dânsul a trecut printr-o perioadă mai dificilă și chiar a avut niște probleme grave de sănătate în decembrie, când trebuia să organizeze gala. Și anul acesta a venit și a zis: Agnes, hai repede, spune-mi, dă-mi o dată, într-o vineri, vreau să organizez gala. Știi că anul trecut am dat, domn profesor, atunci anul acesta va fi deosebit, ca să recuperăm. De asemenea, o să avem o activitate inițiată de către un elev, da? Da. De la Consiliul Elevilor. De la Consiliul Elevilor și tot voluntar în cadrul Bibliotecii Județene. Da, ne-a propus o seară de film, biletul de intrare va fi o jucărie și jucăriile pe care le strângem să le donăm unei case de copii. Jucărie sau un produs alimentar dulce, eventual. Deci pentru o bucurie copiilor. Exact. Și avem în ultimele trei săptămâni, joia și vinerea, deci am gândit această seară de film și o să facem popularizarea și la acest eveniment. Mâine la ora 14 vă invităm la o altă activitate propusă de către voluntarii noștri, chiar așa se numește, Voluntarii Sărbătoresc 1 Decembrie la Biblioteca Județeană. Și iată că nu s-au încheiat manifestările dedicate zilei naționale, deci ora 14. Da, da, și veți fi impresionați de ce abilități artistice de data aceasta au voluntarii noștri.
Este organizată în parteneriat, în colaborare cu mai mulți elevi și de la Bălașa Doamna și de la alte licee, Constantin Carabela și Ienechiță Văcărescu. Dar nu vă stricăm surpriza, vă așteptăm la acest program. Păi vom veni negreșit, deci ora 14, da. Mâine, joi, 3 decembrie. Joi, 3 decembrie. Da. Am văzut și noi, sunt tineri talentați în liceele și chiar și în școlile din județ și ne bucurăm să vedem că au astfel de inițiative, mai ales că ne gândim cu toții la importanța Zilei Naționale. N-au lăsat să treacă așa neobservată sărbătoarea. Și să știți că tinerii noștri chiar citesc, deci vă pot aduce multe exemple în acest sens. Putem organiza și o ediție specială, dacă doriți, a cafelei cu astfel de tineri. Eu am rămas impresionat pentru că s-a folosit foarte mult clișeul tinerii din ziua de azi nu mai citesc. Vă voi aduce câteva zeci de dovezi că ei nu mai citesc, dar și scriu foarte bine, gândesc matur, chiar de la vârste foarte, foarte fragede și cu siguranță publicul va rămâne impresionat de ce cultură beletristică, de ce cultură filologic-umanistică, umanistă, au mulți dintre aceștia chiar de la vârsta liceului. Unii dintre ei ajung și să scrie. Da? Am văzut da, și noi laureații la festivaluri importante, cum ați găzduit Moștenirea Văcăreștilor, ediția și din acest an. Și vrem să-i cunoaștem, da, sigur că da, acceptăm provocarea, nu e deloc o provocare, e chiar o bucurie. O ediție Cafeaua de 10 cu tineri care citesc. Va fi interesant, va fi și o dezbatere pe carte, ne gândim, colaborăm, da. Dacă tot ne e greu să mergem joia la seara de carte, aducem seara de carte la noi în emisiune. Nu numai seara de carte, și de la alte activități și din alt cadru. Da, păi cam asta ar fi pentru finalul acestui an. Cum ați face bilanțul dacă am stat să ne gândim la toate evenimentele acestea pe care le-ați găzduit? A fost un an frumos la bibliotecă, cel puțin. Frumos și plin din punctul de vedere al activităților. Din toate punctele de vedere a fost plin pentru noi și obositor în același timp. Chiar vorbeam cu Alexandru legat de activitățile de pe, din ultima lună, din decembrie. Zic deja, parcă eu nu mai fac față, dar și colegii mei, prea multe. Și, dar nu, asta trebuie să facem, nu ne plângem. Pozitiv, un an pozitiv și pentru faptul că am reușit să punem în valoare colecțiile speciale ale bibliotecii, le-am creat un spațiu propice, am fost sprijiniți pentru crearea acestui spațiu, că ne trebuiau fonduri. De asemenea, a fost un an pozitiv pentru salonul editorial de care n-am vorbit și care a fost un succes, având și sprijinul Ministerului de data aceasta, pentru prima dată. Deci eu zic că pe toate planurile a fost bine. Să sperăm că și anul care vine va fi tot atât de bogat ca și 2015. Ca să dăm și niște date, deja până la sfârșitul lunii noiembrie avem 8721 de utilizatori înscriși, deci persoane care practic și-au făcut permis, fie și l-au reînnoit pe cel vechi, fie și-au făcut un permis nou. Ne bucurăm, este o cifră care deja tinde să fie mai mare decât cea atinsă în anul anterior. Ne bucurăm că mulți sunt noi, sunt deja peste 3000 de utilizatori noi, care până acum nu au mai avut permis la biblioteca județeană. Și legat de ce spunea doamna manager de activități culturale, deja am depășit 400 de astfel de activități și anul nu s-a încheiat. Peste 200 de expoziții și 427 de activități de animație culturală. Deci, observați, a fost destul de plin. Da, impresionant, iată, în cifre, bilanțul activităților de la bibliotecă, un număr mai mare de utilizatori. Pentru cei care se uită acum la noi și care ar vrea să vină să își facă un permis, de ce au nevoie? Un buletin e suficient. Buletinul? Da, un buletin și 3 minute ca să fie inclus în baza datelor bibliotecii. Asta deci e tot. Și pot beneficia greu de oricare dintre serviciile noastre din momentul respectiv. Deci nu este greu, dragi prieteni, e bine să citim și e bine să mai și economisim banii pe cărți, că deja e destul de greu. Așa că biblioteca ne rămâne deschisă, iată, pentru activitatea ei de bază, lectura, dar și pentru celelalte evenimente la care cu drag ne dorim să participăm. Din ceea ce v-ați propus pentru anul viitor, rămân păstrate, bănuiesc, evenimentele, manifestările tradiționale deja, nu? Fixate în aceleași perioade. Dacă aveți în plan ceva nou sau la ce lucrați acum pentru anul care vine?
Păi am lansat deja un proiect și aici țin să o felicit pe colega dumneavoastră, Andreea, care a venit cu o propunere interesantă la biblioteca noastră. Până la urmă, cam așa s-a născut și seara de carte, tot pe baza unei propuneri venite de la un colaborator al nostru și care ne-a spus de ce să nu facem un program săptămânal sau lunar, vedem cum îl gândește și ea, probabil că va fi săptămânal, să spunem ceva de genul o carte pe săptămână, în care cineva de la bibliotecă s-a gândit la mine în calitate de șef serviciu și purtător de cuvânt. Eu am mai propus în schimb și alte persoane dintre bibliotecarii noștri și dintre voluntarii noștri să recomande o carte, ceea ce poate fi găsită la Biblioteca Județeană, și aceea să o denumim Cartea Săptămânii. Asta ar fi așa un proiect nou care sperăm să devină de tradiție în funcție de cum va fi și feedback-ul și din partea publicului nostru. Și noi ne bucurăm că îl găzduim, pentru că nu se poate altfel. Avem nevoie să facem astfel de recomandări și chiar trebuie să promovăm intens zona aceasta, să le mai atragem atenția oamenilor spre lucruri frumoase, plăcute, care ne îmbogățesc și intelectual și spiritual și cum vreți. Da, deci proiectul ăsta o să înceapă, cred, de când colega mea se va întoarce din țările calde sau mai puțin calde, și cu siguranță până la finele anului cei care ne urmăresc vor vedea deja primele propuneri de carte. Dacă ne poți spune tu dacă te-ai gândit deja la o primă carte pe care să o recomand. Da, am recomandat Dan Brown, Inferno, și vor mai fi încă două recomandări până la sfârșitul anului făcute de către două dintre voluntarele noastre. Iată un proiect frumos, mai ales că cei care vor dori să citească această carte, recomandări de carte auzim în special de la edituri sau, eu știu, dar trebuie să le și cumpărăm pentru a le citi, nu? Dacă le vedem atunci. E, iată, cartea aceasta nu ne costă nimic, aflăm despre ea, ne trezește interesul și o putem găsi foarte ușor la bibliotecă. Am încercat să le facem recomandările cât mai tentante și cât mai prietenoase, ca și cum ai recomanda unei cunoștințe sau unui prieten. Nu avem pretenția că se face o recenzie, nici nu am încercat așa ceva. Ideea este să fie o recomandare cât mai prietenoasă, care să atingă elementele esențiale ale lucrării și care să trezească interesul pentru ea. Da, iată, foarte frumos, ne bucurăm și noi să fim acolo, o părticică mică din proiectele pe care le derulați la bibliotecă, proiecte multe într-un an, nu are rost să ne imaginăm de acum, o să discutăm despre fiecare în parte când vor avea loc anul care vine. Da, nu știu cum stați cu voluntarii și dacă ar fi cineva interesat poate să devină voluntar, să vină să vă ajute cu ceva acolo la bibliotecă. Sigur, numărul lor a crescut de la an la an. O echipă, cea mai importantă echipă de voluntari, cea mai numeroasă de altfel, pentru că asta este specificul proiectului, este la centru Europe Direct, dar și biblioteca are voluntarii proprii care lucrează în diverse secții. La momentul actual, biblioteca are 25 de astfel de voluntari, de la vârste de elevi liceu, studenți, dar și persoane, să spunem, de vârsta a treia, cum ar fi doamna Harhoiu, care desfășoară activități împreună cu Fundația Andrei, care desfășoară activități de educație non-formală pentru persoanele de vârsta a treia. Da, păi cred că am cam epuizat subiectele pe moment. Vă mulțumesc pentru faptul că ați dat curs invitației de a participa la o discuție la cafea, fără cafea și de data aceasta. O așteptăm după emisiune. Noi vă mulțumim foarte mult pentru invitație, vă mulțumim pentru efortul pe care îl faceți de a veni la majoritatea evenimentelor noastre și de a le populariza, pentru că până la urmă și publicul nostru îl datorăm și dumneavoastră, pentru că de multe ori, să știți, când spun cunoștințe, uite, am văzut că la bibliotecă, am văzut pe columna că la bibliotecă s-a desfășoară nu știu ce activitate, cum aș putea să aduc și eu copilul sau cum aș putea să ajung și eu. Și și dumneavoastră, deci, faceți foarte mult pentru a veni în sprijinul activității noastre și vă mulțumim încă o dată pe această cale. Noi suntem bucuroși că avem ce promova și că în orașul nostru micuț, iată, se întâmplă lucruri mărețe, am zice noi. Dragi prieteni, am ajuns la finalul ediției de astăzi. Vă mai aștept și cu altă ocazie. Cea mai mare plăcere. Și rămâne să vă dau întâlnire eu și colegii mei care au dispărut între timp. Mâine la o nouă ediție, de la ora 10, cu invitați, la fel, oameni frumoși și deosebiți, pe care o să vă placă să-i vedeți la noi la cafea. O zi frumoasă să aveți. Pe curând!